Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ne-ați prins exact în toiul discuției aici, în studioul Campus TV, și asta datorită faptului că mie îmi place foarte tare subiectul pe care îl abordăm. Îmi place însă ideea de a aborda un astfel de subiect. Nu-mi place ce se întâmplă, nu-mi place ce produce subiectul despre care vorbim în această seară, dar haide să vă și explic ca să înțelegeți mai bine. Invitata mea din această seară este doamna profesor Anca Fotin de la Liceul Tehnic Buzău. Este cea care a pus la punct și a făcut posibilă implementarea unui proiect extraordinar de important pentru noi la nivelul județului Buzău, nu doar la nivelul școlii în care activează. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, subiectul este bullying-ul și o să vă rog, pentru că până de curând și pentru mine termenul a fost unul în ceață, să spun așa, până am reușit și m-am documentat destul de bine, spun eu, să explicăm oamenilor ce este bullying-ul și de ce este atât de... De ce ar trebui să ne preocupe atât de mult pe fiecare dintre noi? Este foarte important, într-adevăr. Terminologia este, bineînțeles, străină. De ce? Pentru că eforturile oamenilor din alte țări au început timpuriu. Bullying-ul este un termen care cuprinde o mulțime de lucruri. Nu există un cuvânt în limba română care să echivaleze complet ceea ce reușim să facem prin acest termen. De fapt, este o serie de atitudini. Nu putem spune că este doar violență fizică sau doar un tip de jignire. Este o serie de atitudini care, făcute în mod voluntar, duc spre niște efecte dezastruoase pentru anumiți oameni. Poate porni de la simpla, găsire de porecle pentru unele persoane, la izolare, și aceasta este formă de bullying. Poate să meargă, bineînțeles, până la violență fizică extremă. Da, așa este. Vă spuneam la un moment dat că, în primă instanță, din dorința de a mă documenta, am studiat termenul. Nu înțeleg de ce nu au căutat și specialiștii noștri români mai din vreme metode de a combate acest fenomen, pentru că este deja un fenomen la nivel mondial, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar bine că a început să ne preocupe un pic mai târziu decât niciodată. Înțeleg că acum de curând inclusiv o lege în privința bullying-ului a fost votată, a trecut. Slavă Domnului, însă să vedem și, pentru că din ce am reușit eu să citesc până la momentul de față, n-am văzut acolo, lucruri care să meargă până în adâncimea subiectului și mai mult decât atât, nici pedepsele nu mi s-au, nu le-am găsit prea repede. Așa este, dar este foarte bine că există această lege și practic se pune accent pe importanța combaterii fenomenului, dar foarte importantă este prevenirea. În momentul în care suntem informați, atunci când știm că un anumit tip de comportament nu este doar o glumă, pentru că, să fim serioși acum, bullying-ul sau anumite manifestări nu au fost luate în serios, nu au fost considerate importante și nici cu efecte sau traume pe termen lung pentru anumite persoane. Dar pot să spun că se pune punctul pe ei, începe o acțiune contra acestui fenomen de foarte mare amploare. Am văzut foarte multe asemenea activități peste tot. Noi la Liceul Tehnic am pornit tocmai văzând cât de multe cazuri apar în presă. A fost și este important ca orice proiect care se desfășoară, mai întâi se scrie și apoi se desfășoară, să pornească de la nevoile reale ale elevilor, ale copiilor, ale comunității. Așa am făcut și noi. Adică am văzut că este o problemă, am remarcat și noi anumite comportamente care erau considerate a fi normale, nu le consideram a fi normale, așadar am hotărât să luăm atitudine.
Și bineînțeles că putem învăța de la ceilalți, pentru că noi asta am hotărât, să învățăm de la profesori din celelalte țări, să vedem situații din alte părți și apoi să conturăm un plan care să ne ducă spre o viață mai liniștită, să zicem, în comunitatea noastră. Bun. Proiectul ce se desfășoară la nivelul liceului tehnic și în care o să-mi spuneți îndată câte țări sunt participante, membre, se numește I'm Safe at School. Sunt în siguranță la școală. Este în cel de-al doilea an de desfășurare. Da. De ce ați ales să vă implicați? Mi-ați explicat, însă vreau să știu până la acest moment care sunt efectele implicării în cadrul acestui proiect, efecte ce se pot deja vedea la nivelul școlii. Aici este partea cea mai frumoasă a acestui proiect. Eu văd reacțiile elevilor în fiecare zi. Deci pot spune deja că după un an de implementare, elevii au o altă atitudine. Deci se explică în mod constant care sunt acele comportamente pe care trebuie să le aibă și foarte important că nu trebuie să se uite. Nu trebuie să fie martori. Exact. Și trebuie să reacționeze în momentul în care văd un asemenea caz. Acum, să știți că latura acestui fenomen în spațiul virtual, de exemplu, este foarte greu de controlat. Partea aceasta în școală, în afara școlii, poate fi controlată mult mai ușor. Elevii, în schimb, pot raporta orice situație care apare, chiar și în mediul virtual, trebuie să știe cum se procedează în momentul în care sunt denigrați pe internet. Este foarte bine de știut că în momentul în care vor să se angajeze după ani și ani, angajatorul în momentul de față urmărește orice activitate a persoanei respective și orice amprentă a lăsat în mediul virtual va fi găsită oricum. Asta putând să nu-l ajute în momentul în care se va angaja. Deci trebuie mare atenție, dar informare, de fapt, aici este toată cheia. Foarte important mi se pare să luăm atitudine și către cei care ar putea să devină victime, pe de-o parte, dar și către cei care ar putea să supună unor anumite glume și de aici ar putea continua slavă Domnului lista. Deci trebuie mers practic pe două, pe trei și mai bine. Și poate chiar mai multe căi, da. Pentru că ne trebuie să ne raportăm la victime, trebuie să ne raportăm la cei care sunt spectatori, așa exact. Cum spuneam. Și da. Încă din momentul în care am început acest proiect, am căutat, într-adevăr, să mergem în cât mai multe direcții. Este foarte important să informăm părinții. Mulți dintre părinții copiilor din liceul nostru nu folosesc încă internetul în așa grad încât să poată urmări ceea ce se întâmplă. Dar îi putem învăța că dacă există o schimbare de comportament în bineînțeles, în orice moment al copilului, da, dacă există o modificare în atitudine, devine izolat, putem să intervenim și noi alături de ei. O altă direcție este activarea partenerilor noștri, cei cu care am lucrat constant și în această direcție, și s-a realizat în primul an de proiect exact acest lucru, toți au considerat că bullying-ul într-adevăr poate fi combătut și ne-au sprijinit foarte mulți în luptă. Drept pentru care avem acum elevi care au devenit voluntari, până în momentul acesta sau până anul trecut activitățile de voluntariat se desfășurau, dar nu cu asemenea amploare. Iar anul acesta, pot să spun, sunt extrem de mulțumită de clasele a noua. Sunt elevi acolo care au văzut efortul făcut de către noi și de către colegilor mai mari și au deja inițiative când vine vorba de activități care să-i lege, să-i unească. Pentru că stima de sine scăzută a copiilor este un prim punct. Dacă au o stimă de sine scăzută, dacă nu se apreciază pe ei suficient,
nu vor reuși să se apropie de ceilalți, vor rămâne izolați, iar această izolare va fi interpretată ca fiind poate aroganță, poate știu și eu, dar trebuie în primul rând fiecare să lupte cu sine și să interacționeze, să socializeze, să încerce, deci trebuie să învățăm și pe acești copii. Iar foarte important, consider eu că și acesta este unul dintre obiectivele proiectului, important este să-i aducem aproape de școală. În momentul în care noi avem niște modele, niște exemple de bună practică vis-a-vis de comportament, atitudini, atunci ei trebuie să aibă încredere că noi putem sprijini și că îi putem învăța niște lucruri care să fie, să reprezinte valori pentru ei pe termen lung. În ceea ce înseamnă intervenție, o să-mi doresc foarte tare să punctăm câteva aspecte la nivelul liceului tehnic, pentru că aveți o mare bilă albă acolo prin prezența unui profesor care știe să fie și mamă, și prieten, și diriginte, și profesor, și așa mai departe. Însă, înainte de a vorbi despre dumneavoastră, vreau să lămurim încă un aspect. Cred că anul trecut, dacă nu mă înșel, citeam un titlu mare în presa online despre un adolescent care a ales să-și pună capăt zilelor pentru că era batjocorit de colegii lui la școală. Trebuie să înțelegem faptul că batjocura asta nu poate veni neapărat doar din partea copiilor sau a celor a colegilor. Poate veni din partea profesorilor, poate veni din partea prietenilor, din cercul de, așa zisul, cerc de prieteni. Da. Nu vreau să merg mai departe să spun că ar putea veni din partea părinților. Cred că sunt extrem de rare cazurile acestea, dar sunt, totuși, din păcate. Da. Ăsta e motivul pentru care trebuie să fim extrem de atenți, pentru că, iată, se poate ajunge la cazuri extreme. Nu vorbim doar despre urmările emoționale, care și astea sunt extrem, extrem de importante, dezvoltarea individului respectiv și așa mai departe. Ăsta e motivul pentru care insist atât de mult să se înțeleagă de ce alegem noi să batem câmpii. Dacă sunt oameni care consideră că batem câmpii cu acest subiect, o recunosc și pe asta, dar dacă ajungem să rezolvăm o problemă a unui copil sau dacă reușim să facem un părinte să deschidă ochii și să vadă că e o problemă cu copilul lui sau copilul lui poate provoca alte probleme colegilor sau prietenilor, eu cred că obiectivul nostru este atins. Într-adevăr, cazurile acestea sunt extreme, dar ele cu siguranță au avut, sau persoanele respective au avut manifestări în timp, au avut strigăte de ajutor, ca să zicem. Tocmai faptul că nu au găsit răspuns la ele reprezintă într-adevăr problema. Tocmai de aceea insist că trebuie să știm, să ascultăm, să vedem atunci când apar modificări de comportament. Eu, de exemplu, apreciez foarte mult modul în care britanicii, școala din Marea Britanie, gestionează acest fenomen. Acolo toleranța pentru bullying este zero. Există o echipă de profesori și consilieri psihopedagogici, cum ar fi la noi, care știu ce au de făcut, știu cum să intervină. Copiii știu unde să meargă. Adică există peste tot în acel liceu există afișe cu fețele și datele de contact ale profesorilor care răspund de această problemă. Există siguranță în școală prin intervenția promptă, deci nu lăsăm să treacă nu știu cât timp. Lasă-i, poate se împacă, sunt chestii copilărești și așa mai încheiat de încă din primul moment conflictul, în momentul în care apare. Dar pentru asta trebuie să știm de el. Aici este problema, pentru că mulți nu spun, noi vrem să-i încurajăm să spună, iar la noi, în liceu, spun. Deci chiar au început să reacționeze, chiar dacă nu ne spun nouă direct. Îi spun cuiva și acea persoană va veni și ne va zice. Deja pot să spun că am reușit să rezolvăm foarte multe situații la momentul potrivit. O să vreau să aflu de ce nu vă îndreptați și către alte școli.
Dar pentru a te îndrepta către altă școală, acum iertată să-mi fie remarca, dar trebuie să fii și invitat, nu? Exact. În schimb, cine dorește, orice școală care dorește să desfășoare o activitate cu această temă, poate apela, bineînțeles, la noi. Încercăm să ne adaptăm conținutul și particularităților de vârstă ale celor elevilor din școlile respective. Deja am fost, în schimb, la școala 15 din Buzău. Am desfășurat o activitate pentru elevi de clasa a doua. A fost foarte, foarte frumos. Sunt atât de creativi. Am apelat la o metodă atunci care este foarte bine, prinde foarte bine și la noi în liceu și avem un partener care ne-a sprijinit foarte mult. Este vorba despre Centrul de Informare Europe Direct. Ei ne-au ajutat să învățăm ce este Teatrul Forum. Sunt niște situații care se creează, sunt niște scene care sunt improvizate, dar situații reale de viață, iar apoi cei care reușesc sau doresc, de fapt, să treacă peste timiditate și doresc să înlocuiască un personaj, pot schimba cursul istoriei, pot schimba cursul poveștii. Am apelat și la această metodă. Iar copiii aceia au fost extraordinar de încântați și au dat seama că pot schimba ceva. Chiar dacă au schimbat atunci doar scenariul, finalul poveștiilor, probabil, dar sunt sigură că așa se va întâmpla, la un moment dat, vor schimba și ceva în viața reală. Adică vor vedea o situație similară și vor interveni. Da, până la urmă asta vrem, asta le cerem, să Da. intervină, să nu stea pasiv la Da. problemele celorlalți doar pentru că nu-i privesc problemele respective. În liceul tehnic, spuneam la un moment dat, este un om despre care noi am povestit și Mulți. sunt mulți, sunt foarte Mulți. mulți oameni, dar Oameni exact cu literă mare. exact, dar în Majuscule. mod special este o doamnă care reușește să se strecoare pe sub pielea oricărui elev. Deși la o primă vedere n-ai zice că este foarte maleabil așa, doamna profesor de sport Da. este cea care reușește să afle și care sunt problemele și unde s-ar putea găsi soluțiile. Confirm. Este într-adevăr, noi suntem norocoși, foarte norocoși, să avem o echipă de profesori extraordinari. Oameni care, bine, vorbesc, eu pe mine vreau să mă scoateți din această ecuație în momentul acesta, dar vorbesc despre colegii mei. Avem persoane care dedică din timpul lor atât de mult pentru a rezolva ceva, pentru a se vedea ceva în dezvoltarea elevilor noștri, pentru că ei sunt, bineînțeles, cei care contează cel mai mult, fie că e vorba de activități artistice, fie că e vorba. Dar doamna profesor reușește pentru că dorește foarte, foarte mult, într-adevăr, să aducă aceste schimbări. Îi place foarte mult meseria, cu siguranță, pentru că este o pasiune, o dedicare totală, completă, în ceea ce privește, într-adevăr, destinul elevilor. Are responsabilitatea aceasta legată de disciplină. Deci conduce această comisie de disciplină și bineînțeles că fiind și proiectul acesta cu bullying-ul, foarte mult colaborăm și încercăm să găsim cele mai bune metode pentru a rezolva probleme. Chiar reușim foarte bine, zic eu. La nivel de școală, foarte repede, sau, mă rog, dacă e să vorbim în general, se duce problema la nota la purtare, la scăderea notei la purtare. Este pedeapsa cea mai bună metodă pe care o poți lua împotriva celui care greșește, să spunem? În unele situații nu se poate fără, pentru că există anumite tipologii de copii, de oameni care doar la așa ceva reacționează, dar trebuie completat cu altceva. În noua lege se prevede într-adevăr consiliere psihologică atât pentru cei care sunt victimele unor agresori, cât și pentru agresori. Da, aici este de fapt soluția. Poate exista sancțiunea, fie că este o amendă, fie pentru că trebuie să se cunoască amploarea până la care poate merge inclusiv pedeapsa, dar până acolo trebuie, bineînțeles, să mergem pe calea aceasta, să-i facem să gândească problema, să vadă că ei tot ei pot găsi soluția și să nu se ajungă până în acel punct. Dar
Există într-adevăr persoane care poate reacționează și la acest stimul. Fără, în schimb, fără ajutorul acesta din partea noastră, discuțiile, nu se poate face nimic. Iar discuțiile să nu rămână pur și simplu ca o conversație fără niciun fel de rezultat. Trebuie urmărită situația, trebuie văzut ce se întâmplă în continuare, dacă se repetă, și trebuie luate și alte măsuri. Apoi, comunicarea cu părinții, iar trebuie să însoțească tot acest și sancțiunea și discuțiile cu psihologul. Trebuie să apară discuții și văzute reacțiile și la nivelul clasei. Este posibil să existe în clasă unele persoane, unii elevi care, nu știu, pur și simplu participă fără să-și dea seama sau voluntar la escaladarea conflictului. Ceea ce aș vrea eu ca telespectatorii noștri să înțeleagă este faptul că bullying-ul nu este un fenomen care se întâlnește doar în școlile în care sunt copii cu posibilități materiale mai reduse. Bullying-ul nu este un fenomen care îi afectează doar pe cei slabi emoțional, să spunem, pe fondul unor probleme de acasă. Nu. Este un fenomen care se întâlnește în, cred că, în toate unitățile de învățământ. Mă refer aici la cele școlare, nu la cele preșcolare. Este un fenomen care îi afectează și pe cei mai cu posibilități materiale mai bune și pe cei cu posibilități materiale mai reduse. Povesteam la un moment dat, în perioada în care pregăteam această emisiune, povesteam împreună cu doamna Fotin și vorbeam despre lucruri pe care urechile mele le-au auzit într-o clasă de copii de elită să se pronunțe cuvinte de genul băi săracule, adică sărăcia a ajuns motiv de Da, este vorba despre ceea ce ei consideră a fi modele. Sunt niște atitudini care sunt văzute peste tot, în special pe internet, și care reprezintă repere pentru cei care sunt considerați a fi puternici, cei care sunt considerați a fi mai importanți, să zicem, în grupul respectiv, iar acele persoane care nu se încadrează în acel tip de comportament, să zicem, sunt fie izolați, fie sunt într-adevăr jigniți, apar tot felul de situații. Acum, problema și dificultatea în ceea ce privește prevenirea acestor tipuri de atitudini este tocmai complexitatea a ceea ce se poate întâmpla. Nu putem spune că am găsit soluția universală pentru problemele acestea. Există particularități de la caz la caz. Și este foarte important în situația aceasta să menținem sub control, la nivel de instituție de învățământ, să menținem sub control tocmai aceste cazuri, să știm unde pot apărea. Există, să știți, chiar și în timpul anului școlar, momente când există o predispoziție mai mare la apariția unor asemenea fenomene, și anume la începutul anului școlar. Pentru că există elevi noi care intră în mediul școlar și care vin cu propriile lor dorințe, propriile lor atitudini. Uneori se face ierarhizarea și în cadrul clasei, dar și în cadrul școlii. Nu putem să spunem că nu există așa ceva. Corect. Există așa ceva. Deci apar, dacă trec de această perioadă, se adaptează unii cu ceilalți, atunci bineînțeles că lucrurile merg pe un făgaș firesc. Apoi contează iar mult tare să simtă că sunt ascultați, să știe că sunt ascultați și că pot primi ajutor. Noi organizăm în fiecare lună, de exemplu, Consiliul Școlar al Elevilor. Chiar săptămâna viitoare avem selecția pentru președintele Consiliului la nivelul școlii noastre. Nu mai este Vlad Rotaru, e expirat termenul și va trebui să avem înlocuitor pentru el. Și Vlad nu mai poate candida, înțeleg. Va fi în continuare vicepreședintele Consiliului Județean al Elevilor. În schimb, la nivelul instituției noastre ne căutăm un președinte și el ne ajută, bineînțeles, să facem asta. Dar organizăm lunar Consiliul Școlar al Elevilor. Îl reunim și sunt șefii de clasă,
toți șefii de clasă, reprezentanții fiecarei clase, cei care participă. Deci pot să spun, eu sunt observator pentru că sunt consilierul educativ al liceului. Eu sunt atât de încântată când văd că pot să, o reședintele Consiliului poate să modereze o asemenea întâlnire. Este un mare lucru. Dar apoi este foarte important să știe că dacă vor să spună ceva, că dacă există o situație la nivelul clasei lor, vis-a-vis de bullying, ei pot să o facă. Eu i-am asigurat că nu vor exista consecințe asupra persoanei care va spune ce se întâmplă, pentru că este firesc, nu este o pâră sau să fie... Este un semnal de alarmă și noi putem să rezolvăm problema respectivă cu mare tact, pentru că de aceea suntem acolo și de aceea suntem profesori, de aceea avem psiholog la școală, fără ca el să suporte consecințele, pentru că există și această temere. Spuneați la un moment dat că nu se poate vorbi despre o cheie universală în astfel de situații. Însă, dacă ne referim la cei care pot cădea mai ușor victime acestui fenomen, profesorii pe de o parte și noi părinții acasă pe de altă parte, dacă am găsit o soluție astfel încât să-i facem să-și crească mai mult stima de sine, să le dăm mai multă încredere în ei, să îi felicităm de fiecare dată când fac un lucru și așa mai departe, n-am venit cumva în preîntâmpinarea unor astfel de probleme? Ba da, pentru că în momentul în care ar apărea diferite categorisiri în funcție de modelele de care spuneam mai devreme, ei nu vor avea, sau la nivelul mentalul lor nu va mai fi același impact. Nu vor considera că sunt într-adevăr inferiori, ci vor considera că acel comportament nu este potrivit și că nu merită să stea lângă persoane respective. Nu merită persoane respective să fie prieteni, apropiați, cunoștințe și se retrag spre alte persoane care împărtășesc aceleași valori. Ca să vedem legat de motivele pentru care apare acest bullying, proiectul Parteneriatul I'm Safe at School reunește țări foarte diferite. Deci avem Marea Britanie, Italia, Polonia, Grecia și Turcia. În momentul în care vorbim de o multitudine de țări venind din toate zonele, din toate punctele cardinale, practic, noi am remarcat că există, bineînțeles, motive diferite pentru care apare acest fenomen. Apar motive legate de religie. Corect. În țara noastră, nu știu în ce măsură este posibil să fie un factor la, să zicem, coada clasamentului. În Turcia, de exemplu, este unul dintre primele motive pentru care apare bullying-ul. Diferența între femei și bărbați, între fete și băieți și categorisirea rolul lor în societate diferit. Din nou, acum este foarte important să vedem cum gestionează, pentru că putem să transferăm anumite tipuri de metode la nivelul instituției noastre. De exemplu, avem o fetiță de clasa a noua, de la clasa de electronică, a venit și mi-a spus că ar dori să facă sau să propună o serie de jocuri pentru creșterea stimei de sine colegilor. Eu am considera că este un lucru extraordinar, o asemenea inițiativă încă din acest moment din clasa noua. De ce? Pentru că ea însăși a avut parte de situații care au pus-o în dificultate și care au marcat-o, dar ar dori, acesta este un lucru foarte important, dorește să schimbe ceva, adică nu rămâne în spate, nu se menține acolo și speră să fie, să zicem, lăsată în pace, ci dorește să iasă în față și să rezolve ceva. Extraordinar acest lucru. Asta înseamnă că s-a întâmplat ceva în spatele întregii povești. S-a întâmplat ceva în familie, s-a întâmplat ceva în relația pe care o are cu profesorii și este motivul pentru care își dorește să iasă în față să vorbească despre acest lucru. Proiectul I'm Safe at School mie mi se pare extraordinar de important. Mi se pare o gură de oxigen așa pe care o putem lua într-o lume în care se întâmplă atât de multe lucruri urâte, din păcate. Vom continua discuția despre el după o scurtă pauză publicitară.